Scriptura spune, cu încredere Dumnezeu le vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele ce ți-au fost făcute. Ce încredere avem noi în Scriptură? Vreau să privim în această seară la autorii cărților sfinte pentru a ne fundamenta încrederea în Dumnezeu. Biblia a fost scrisă de aproximativ 40 de autori umani de-a lungul unei perioade de aproximativ 1500 de ani. Autorii cărților sfinte vom vedea că au fost oameni care au slujit lui Dumnezeu. Ei au fost autorizați să scrie. Dumnezeu le-a cerut să scrie. Ei au scris cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat. De aceea cuvintele lor au devenit în timp cuvântul lui Dumnezeu. Să ne amintim, începând cu Moise, spune Scriptura în Cartea Exod, capitolul 17, versetul 14. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte. Cu ce scop? Ca să se păstreze aducerea minte. Se referea la o lucrare și la o carte care deja începuse a se scrie. În aceeași carte, capitolul 34, versetul 27, citim, Domnul a zis lui Moise, scrie cuvintele acestea. Căci pe temeiul acestor cuvinte încheie legământ cu tine și cu Israel. Dumnezeu a vrut să-și redacteze legământul său pentru ca generațiile ce urmau să poată ști ce conținea și pe ce bază s-a încheiat acel legământ. Aceeași poruncă de a scrie o întâlnim și la profeți. Citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 30, unde Domnul îi vorbește acestuia, versetul 2, scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Și de aceea profețiile lui ne sunt de folos până astăzi. În primul rând au folosit evreilor din vremea aceea și apoi tuturor celorlalte generații. Tot Ieremia, capitolul 36, versetul 2, o poruncă divină. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit, de pe vremea lui Iosia până în ziua de azi. Pentru că Ieremia a fost un mare profet al lui Dumnezeu. De aceea el își începe cartea cu chemarea pe care Dumnezeu a avut-o pentru el, pentru că așa i s-a spus, să scrie începând cu acea descoperire. Și toate au fost notate, așa cum am amintit aici, din cele scrise, referitor la poporul lui Dumnezeu și la popoarele din jur. Această poruncă apare până în final, în cartea Apocalipsei. Citim în capitolul 1, pentru a vedea că oamenii aceștia n-au vrut să aibă opere literare sau istorice, ci ei au îndeplinit o poruncă prin ceea ce au scris, de aceea au devenit autorii cărților sfinte. Apocalipsa 1, versetele 11 și 19. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o către cele șapte biserici. Versetul 19. Scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. În mod special, Scriptura are un rol profetic, de aceea ceea ce este scris este important. Oamenii aceștia au fost conștienți de mandatul lor, de aceea au tratat această lucrare cu maximă responsabilitate. Apostol Pavel scria, citim din Coloseni, capitolul 1, conștient de chemarea care Dumnezeu a avut-o pentru el să fie apostol și nu numai, nu doar să vestească prin viura Evanghelia, și scrie aici în Coloseni 1 cu 25, vorbind despre Evanghelie,
slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, adică după administrarea, responsabilitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Și cum bine știți, o parte importantă din Scriptură a fost redactată, chiar dacă nu scrisă, dar sunt cuvintele pe care Domnul le-a dat acestui mare apostol. Să nu uităm cu ce cuvinte se încheie Cartea Sfântă, chiar dacă în prim plan ele au fost valabile doar pentru Apocalipsa, le putem extinde pentru întreg conținutul Bibliei. Apocalipsa 22, citim de la versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Ceea ce mai groaznic nu se poate. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Din nou ceva cum mai grav nu se poate. Înseamnă că Dumnezeu ține tare mult la cuvântul pe care El a poruncit să fie scris, asupra căruia a vegheat și va veghea să se împlinească, pentru că spunea însăși Domnul Hristos că atâta vreme când nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă, o frântură de slovă din lege fără să se împlinească. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, cel și l-a dictat este puternic, și trebuie să-l citim cu respect. Dar în seara aceasta, în mod deosebit, ne vom opri la autori, îi vom enumera în cronologizarea cărților sfinte și apoi ne vom opri la câteva caracteristici asupra autorilor Vechiului Testament și respectiv al Noului Testament. Să trecem mai întâi în revistă pe acești autori și scrierile lor. Primul autor a fost Moise. El a scris Genesa 1 până la Deuteronom 33, Psalmul 90 și, se crede, dat fiind datarea istorică, el a scris și cartea Iov. Cine a fost Moise? Un evreu care a ajuns, cum știți, prinț la palat, apoi, pentru vreme de 40 de ani, a fost cioban în Madian, în urmă, prin chemarea lui Dumnezeu a devenit conducătorul spiritual, religios, politic al poporului evreu, eliberatorul Israelului. După el, atât la conducerea acestei națiuni, cât și scriind în continuare în această carte sfântă, a fost Iosua. Se crede că el a scris finalul cărții Deuteronom, care prezintă capitolul 34, moartea lui Moise și o scurtă caracterizare a lui. Și Iosua, de la 1 cu 1 până la 24 cu 28, finalul cărții Iosua se crede a fost scris de Eleazar și Fineas sau Fineas, mari preoți din vremea aceea. Samuel a fost următorul autor al cărților sfinte, din nou un om deosebit al lui Dumnezeu, încă din copilărie și până la bătrânețe. S-a impus cu mult respect, a fost recunoscut ca un om al lui Dumnezeu, care nu putea fi contestat nici în activitățile sale judecătorești, dar nici în ce privește mesajul profetic. Aceste două mărturii sunt o dovadă a autenticității celor scrise de el. Se crede că el a scris cartea Judecători, cartea Rut și parte din cartea 1 Samuel, capitolul 1 la 24, pentru că în capitolul 25 este prezentată moartea sa. El a fost judecător, a fost un levit profet și un conducător incontestabil până la bătrânețe al poporului evreu. Au urmat alți autori, credem că Natan și Gad, acei profeți din vremea regelui David, care se crede că au scris cartea 1 Samuel în continuare, deci de la capitolul 25 și cartea 2 Samuel. Acești bărbați evrei au fost nu doar profeți, ci și sfetnici ai împăratului David.
Ei s-au calificat ca și oamenii lui Dumnezeu, pentru că prin ei s-a completat revelația cu privire la slujbe. Vă dau un singur exemplu, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 29, versetul 25, este scris pe vremea lui Ezechia, că el a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, laute și arfe după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul lui Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Deci Dumnezeu i-a folosit în mod deosebit nu doar pentru profeții cu specific pentru anumite persoane, ci și în descoperirea lucrărilor sale, în completarea slujbelor de la templu, care, așa cum știți, a fost pregătit în vremea lui David și finalizat în vremea lui Solomon. De altfel, se obișnuia în vremea aceea să scrie profeții. Chiar dacă nu toate cărțile lor se regăsesc în Cartea Sfântă. Cred că vă amintiți anumite nume de profeți, atât din vremea lui Solomon cât și a urmașilor săi, dar a căror cărți nu s-au păstrat. Putem crede că și acele cărți au fost inspirate, dar Dumnezeu a îngăduit doar cele care le avem să se păstreze. Un alt autor al cărților sfinte a fost David. El a compus jumătate din psalmi. Să ne amintim că și el a fost profet, un cântăreț inspirat, nu doar iscusit, și împărat al lui Israel. El a fost un profet mesianic, dar în același timp un prototip al lui Mesia. Iată că toți până aici, și vom vedea și în continuare, se califică în această slujbă de autori ai Sfintelor Scripturii. Credem că toți cei ce sunt autorii cărților sfinte sunt oameni mântuiți pe care vom întâlni în cer. Dintre alți autori ai psalmilor amintim pe Asaf, a scris și el mai bine de 10 psalmi, acest levit, profet și cântăreț la templu. Iată din nou un om inspirat. Dacă vă amintiți, în urmă câțiva ani, am avut un studiu aici de câteva lecții, intitulat Dumnezeu și omul în psalmii lui Asaf. Cuvintele lui sunt foarte bogate. Întâlnim alți psalmi ai fiilor lui Core, din nou leviți, compozitori, cântăreți, un psalm are Etan, Heman, și ei făcând parte din aceeași categorie, de oameni inspirați, oameni înțelepți. După aceștia, cronologic, urmează Solomon. Acest om, în parte controversat, dar totuși cu o chemare specială, chiar dacă a avut, nu întru totul, o viață care să facă cinste chemării lui. El și-a purtat osânda pentru greșelile lui, dar a rămas credincios Domnului și pentru ceea ce nu a îndeplinit, Dumnezeu nu i-a dăruit, pentru că acele făgăduințe extraordinare, parte din ele au fost condiționate. El a scris Proverbele 1-29, Psalmii 72-127, Cartea Eclesiastul și Cartea Cântarea Cântărilor. El a avut o largă, o vastă pregătire, nu doar prin învățare, ci prin înțelepciunea care a primit-o de la Dumnezeu. Cartea Proverbelor este, cum știți, foarte bogată în învățătură, chiar dacă, privind la Solomon, Cartea Eclesiastul trebuie citită cu atenție, cum de altfel și Cartea Cântarea Cântărilor. Ultimele două capitole din Proverbe au alți autori, Proverbe 30 Agur, Proverbe 31 Lemuel, știm doar că au fost înțelepți neavând suficiente date despre ei. Alți profeți, Ahia, Ido, Shemaia, Jehu, poate că au scris parte din cărțile Împărați și Cronici. Nu știm exact. Se crede că Ieremia a fost cel ce a scris mai mult cartea 1 și 2 Împărați, iar cartea 1 și 2 Cronici, preotul, cărturarul și conducătorul Esra.
Cărțile profeților sunt scrise de autorii ce le poartă numele, Obadia, Ioel, Iona, Amos, Osia, Mica, Isaia, Ezechiel, Naum, Țefania, Ieremia, el are și Cartea Plângerilor, Baruc a scris o parte din Ieremia și oricum a fost secretarul lui, am putea spune, Habacuc, Daniel, să ne gândim la el, acest înțelept profet, înalt demnitar, a scris o carte care, așa cum aminteam la studiul anterior, a încercat să fie contestată pentru că este foarte exact. Dar cum să nu fie exactă când el avea un duh înalt și Dumnezeu îi descoperea ceea ce visau oamenii, ceea ce urma să se întâmple? Ce diferență între Daniel și ceilalți vrăjitori. Numai câteva rânduri a scris o mână pe un perete și s-au adunat toți să citească și au fost neputincioși. A venit Daniel și a explicat nu doar ceea ce scria, a dat și detalii la ceea ce se referea. El știa ce se întâmplase nu doar noaptea trecută ce arătase Dumnezeu în vis, știa ce urma să se întâmple și în zilele următoare și peste zeci, sute și chiar mii de ani. Pentru că Dumnezeu a descoperit acestor oameni și le-a cerut să scrie în carte. Îi spunea Dumnezeu profetului Daniel, citind din cartea sa, capitolul 12, ca unul care știa că se vor scrie în carte. Versetul 1, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copilor poporului tău, căci acestea va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte, făcea referire la cartea de mântuire. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Dar această învățătură avea în vedere scrierile sfinte. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea. Până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi. Iată cum Dumnezeu i-a avut în vedere pe autor, pentru că avea în vedere pe cei ce urmau să citească și cunoștința va crește. Mai menționăm și alți autori ai Vechiului Testament. Împăratul Ezechia, care a editat parte din Proverbe și poate parte din Psalmi. Mardoheu, cel care se crede că a scris cartea Estera. Nemia, demnitarul care a rezidit Ierusalimul, Maleahi, ultimul profet și posibil alți autori anonimi. Ceea ce suntem încredințați este că Dumnezeu i-a avut în vedere pe toți și mulțumim Domnului pentru toți, amin? Iată câteva caracteristici referitoare la autorii cărților Vechiului Testament. Aceasta în prim plan apologetic. Dacă discutăm cu oamenii din afară și vor aduce și alte cărți în discuție de care au auzit sau pe care le citesc, ce argumente vom avea să afirmăm că noi credem numai Sfintele Scripturi și nu punem pe același nivel nicio altă carte din istorie, chiar dacă sunt fel și fel de epopei și alte legende din antichitate, fel și fel de scrieri antice în perioada mai târzie, de ce nu le recunoaștem? Autoritatea primară între autorii Vechiului Testament o deține Moise, omul lui Dumnezeu. El este omul de referință pentru întreg Vechiul Testament, pentru baza Scripturilor. Omul care a învățat să scrie numai cuvintele lui Dumnezeu și drept model Dumnezeu i-a dat cele scrise de el pe cele două table de piatră, când s-au scris cele 10 porunci. În cartea Exod, capitolul 32, versetul 16, citim. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Moise a fost învrednicit să primească aceste table din mâna Domnului, mai exact din mâna îngerilor,
lămurește Scriptura. Dar cred că aceasta a fost pentru el imaginea cea mai solemnă a tot ceea ce a scris. Este scris de zeci și de sute de ori. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Deci ceea ce a scris Moise a fost cuvântul lui Dumnezeu. Moise a fost omul lui Dumnezeu. El nu și-a permis să rostească ceva fără să discute cu Dumnezeu, fără să-L întrebe, fără să primească un răspuns. Cum ne-am putea permite să credem că a scris ceva fără să aibă autorizarea și confirmarea de la Dumnezeu? El a fost foarte sincer și transparent în ceea ce a scris și a dezvăluit și propria greșeală și sentința care Dumnezeu i-a dat, rugăciunea lui. În general, oamenii lui Dumnezeu au fost foarte sinceri, transparenți. Scriptura nu ține cu nimeni. Este redactată în voia lui Dumnezeu care a vrut să ne învețe, să se constituie în cartea pedagogiei noastre, a instruirii noastre spirituale. De aceea evreii până în ziua de azi o socotesc pe Moise ca fiind cel mai mare. Domnul Hristos, când vorbea cu ei, făcea adesea referire la Moise și le spunea, scrie în Evanghelia după Ioan, că Moise avea să-i osândească. Cum? Prin ceea ce a scris. El este autoritatea primară a Scripturilor. Prin două accente, cel ce descrie creația, originea tuturor lucrurilor în Dumnezeu, și cel care evidențiază legea. Deci, în primul rând, îl descrie pe Dumnezeu în natura Lui și, în al doilea rând, în scopurile Lui. Totul pleacă de la Moise. Toată Scriptura se clădește pe această bază. Și încrederea noastră este în Dumnezeu, dar și într-un om care a excelat prin acele peste 100 de zile, câte 40 odată, în care n-a mâncat și n-a băut. Am putea spune până când s-a golit de ceea ce era uman, pentru a se umple, a primi de la Dumnezeu revelația care ne-a fost lăsată nouă. Dumnezeu a pregătit acest om 10 de ani. El s-a pregătit în ultimă instanță 10 de zile pentru ca să fie un autor vrednic de crezare a primelor cărți sfinte. După el se înscriu profeții care au fost oameni ce au trăit o viață consacrată, adesea în condiții vitrege. Dumnezeu le-a cerut să fie părtași la trăirile lui. Aceștia au fost oameni plini de curaj, care au vorbit cu autoritate, cu claritate și au chemat oamenii la o viață sfântă conform legii divine date de Dumnezeu prin Moise. Mesajul profeților era în strânsă legătură cu Moise, după cum spune Scriptura în cartea Isaia, capitolul 8, citim versetul 20, la lege și la mărturie. Cele două referințe la legea lui Moise și la mărturiile profeților. Vă citesc din Ieremia, capitolul 20, pentru a vă descrie viața unui profet. Versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umplea de rușine, căci n-au lucrat cu chipzuințe de o veșnică rușine care nu se va uita. Observați fermitatea și poziția lui, care i-a caracterizat în general pe profeți. Vă citesc din cartea lui Ezechiel, capitolul 4, câteva versete pentru a vedea
în ce condiții a trăit și a scris acest om. 4:1, și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe cetatea Ierusalimului. Nu această mini-arhitectură a fost greu de realizat, ci cele 40 de zile când trebuia să stea culcat pe o parte și cele 390 de zile, după cum scrie în acest capitol, când trebuia să stea culcat pe cealaltă parte și să poarte în mod simbolic nelegiuirea lui Iuda și respectiv a lui Israel. Dar poate nu aceasta a fost mai greu. Scrie tot în cartea sa, capitolul 24, că atunci când a profețit distrugerea Ierusalimului, nu doar că a trebuit din nou să spargă un zid și să iasă într-un mod neînțeles și să fie pentru ei un simbol, dar spune Scriptura aici, versetul 15, și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea, suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis: nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Iată cum acest cuvânt le-a marcat întreaga ființă. Realitatea vieții lor a fost pătruns. Și ceea ce îi face să fie oameni vrednici de crezare. Deci Moise și profeții, în al treilea rând, înțelepți. Sunt cele trei categorii de autori ai cărților Vechiului Testament. Autorii cărților de înțelepciune au respectat principiile adevărului revelat, explicându-l prin înțelepciunea primită de la Dumnezeu. Ce bogată e cartea Proverbelor, cum anticipam deja, și ferice de noi dacă o citim, cum scrie în conținutul ei. Solomon scria referitor la ceea ce lui a fost dat să rostească, deși nu sunt scrise toate, știți că el a rostit mult mai multe proverbe, pilde, cântări, dar citesc din Eclesiastul, capitolul 12, o carte scrisă la finalul vieții lui, ca și o concluzie, 12:10, Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Deci același adevăr din lege, același adevăr din profeți, mai nuanțat apare în cărțile de înțelepciune. Atenție însă la concluziile lui din cartea Eclesiastul, când privește lucrurile ca un om ce se rezumă în viață doar la cele pământești și ajunge la decepții. Atenție, spun referitor la cărțile înțelepciune, la dialogul din cartea lui Iov, unde prietenii lui n-au vorbit drept, să nu luăm spusele lor drept cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Nu degeaba Dumnezeu în final îi condamnă și doar prin mijlocirea lui Iov ei primesc grațiere. De aceea să ținem cont și să interpretăm Scriptura corect, pentru că autorii în inspirația lor n-au greșit. Dar unii din cei ce au luat cuvântul și este scris pe pagina Scripturii au vorbit ca oameni. Dacă în lecția anterioară spuneam că pe parcursul istoriei au fost unele cuvinte care au putut să fie afectate de transliterare și de traducere, la fel, trebuie să fim atenți de autorul fiecărui cuvânt. Dar asta nu ne încurcă, pentru că Scriptura păstrează detaliile necesare prin care noi putem să ne dăm seama cine a vorbit și dacă a fost inspirat. Ba mai mult, avem încă o regulă foarte clară: Scriptura nu se tâlcuiește singură și un cuvânt din carte trebuie să fie susținut și de alte pasaje ale Scripturii. Trecem la Noul Testament. Cum știți, începe cu cele patru evanghelii. Matei, un ucenic al Domnului. Marcu, se crede că a scris Evanghelia după Petru. Sunt anumite amănunte care descriu viața lui Petru și din cele notate în
epistole și din istoria Noului Testament, înțelegem că ei au colaborat. Luca a fost colaboratorul lui Pavel. El nu a fost un martor ocular, dar spune Scriptura în debutul cărții sale că a cercetat. Hai să citim Luca, capitolul 1, cu deamănuntul. El face referire în versetul 1 că au fost și alții care au scris și scrierile lor în parte se păstrează. Versetul 2, după cum mi le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor, deci a vorbit potrivit relatelor martorilor ocular direct și intim ucenicii, de la început și-au ajuns slujitori ai cuvântului. Observați importanța a cine este autor a Bibliei, să fie slujitor al cuvântului, nu doar scriitor al cuvântului. Am găsit și eu cu cale prealesele Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănunt asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai, pentru că ceea ce este scris are o autoritate mai mare. El a fost medic de profesie și a devenit un colaborator, un tovarăș de misiune a apostolului Pavel. El a scris și Cartea Faptele Apostolilor, ceea ce înțelegem din debutul cărții, după cuvintele Teofile, în cea din tâi carte a mea, făcând referire la Luca, Faptele Apostolilor, fiind cea de-a doua carte a lui. Ioan, apostolul, a fost autorul Evangheliei ce poartă numele, a celor trei epistole, ce au fost contestate o vreme, când totdeauna s-au găsit oameni care să fie și de altă opinie, și a cărții Apocalipsa. Acest ultim ucenic rămas credincios. Ce încredere putem să avem și în această ultimă carte, în Apocalipsă, scrisă de un om care a suferit la bătrânețe pentru credință, exilat în insula Patmos, se crede lucrând la minele de sare, condiții vitrege, dar el trăia în Duhul și astfel a privit această sfântă revelație care i-a susținut pe credincioși ca cea mai nobilă speranță pentru viața viitoare, pentru împărăția care se va arăta. Apostolul Pavel este un alt autor, cum știți, a mai multor epistole, de la romani până la evrei. Unii cred că nu el este autorul, nu asta este o problemă. Alți autori sunt Iacov și Iuda, ucenici și frați ai Domnului Hristos. Iacov este numit și apostol, fiind unul din stâlpii bisericii, spune Scriptura în Galateni, capitolul 1. Celălalt autor fiind Petru, care spunea în una din epistolele sale, vă citesc din a doua epistolă, capitolul 1, de la versetul 13, dar socotesc că este drept cât vom mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Versetul 15, cred că poate face referire și la scriere. Îmi voi da o stenea, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Și în capitolul 3, versetul 1, stă scris: Preaiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Câteva caracteristici despre autorii cărților Noului Testament. Ei au relatat evenimente referitoare la viața, activitatea și evenimentele jertfei Domnului Iisus, fiind în parte, mă refer la Evanghelie, în primul rând, martori oculare. Aici avem pe Matei și Ioan, doi martori. Să fie îndeplinit și criteriul de probitate al legii, ceilalți fiind apropiați ai acestora. Nu toate cele scrise, adică nu tot ce a făcut Domnul este scris. Știți, Scriptura face referire la naștere, sub cintiuda, la perioada până la 30 de ani. Nu degeaba Ioan nota în finalul Evangheliei sale, citesc din capitolul 21, versetul 24. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici care în lumea aceasta n-ar fi încăput încrepea cărțile care s-ar fi scris.
El a notat în final că este autorul, tocmai pentru ca cei ce citeau să știe că mărturia este adevărată și să fie încredințați, ceea ce era foarte important, de la cine am primit. Iată cum își începe el prima epistolă. Vă citesc 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 2. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care e la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă. Iată câtă autenticitate în aceste lucrări. În ce privește epistolele, scriitorilor s-au adresat fie adunărilor, fie unor credincioși, slujitori, în exercitarea misiunilor apostolice, în completarea slujbelor directe, a predicilor lor, a studiilor, a sfaturilor ce le-au ținut. Și acele scrisori au ajuns să fie acum în componența cărților sfinte, chiar dacă nu s-au păstrat toate. De exemplu, vă citesc în 1 Corinteni 7:1, pentru a vedea cum s-au născut aceste epistole. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris. Corintenii au avut nelămuriri, au trimis o scrisoare lui Pavel. El, la rândul lui, prin inspirația divină, le dă răspuns. Iată cum scria și Ioan, revenim la el, a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 12. Ca să vedeți legătura dintre cele scrise și lucrarea lor directă. 2 Ioan 1:12. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine dăjduie să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 3 Ioan 1:13-14, întoarcem pagina. Aș vrea să scriu multe lucruri, dar nu voie să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să vă văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate, spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume, amin. Adică parte din lucruri ne-au fost scrise, iar noi trebuie să le folosim în părtășiile frățești, în aceste discuții gură către gură și în felul acesta să fim zidiți și întăriți sufletește. Doamne, ajută-ne! Ferici de noi dacă folosim cele scrise. Dacă în părtășiile noastre, și vom vedea în mod deosebit acestea în lecțiile ce vor urma, lecția următoare în mod deosebit, scopul Bibliei, de ce a fost scrisă Biblia. Și apoi, în alte lecții vom vedea mai mult cum ar trebui să folosim Cartea Sfântă. Pentru că așa cum vă aminteam data trecută, se spune că este multă predică, dar să știți că e puțin cuvânt. Și aș putea să vă dau o simplă probă. Fiecare să se gândească câtă Biblie știe pe de rost. Să vedeți dacă e mult cuvânt sau puțin. Fiecare cât de mult citește și veți vedea dacă e mult sau puțin. Vorbărie este, predici multe sunt, dar cât cuvânt este, câtă dragoste pentru acest adevăr. V-am spus, autorii au fost niște oameni prin care a trecut cuvântul lui Dumnezeu. La fel ar trebui să se întâmple și când acest cuvânt ajunge la noi. Închei caracteristicile despre Noul Testament cu Apocalipsa, capitolul 1. Pentru a vedea că și Ioan, autor Apocalipsei, această carte profetică a scris prin revelație într-o concordanță perfectă cu celelalte scrieri profetice. Apocalipsa 1:1-2. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Și așa cum am amintit la început, i-a fost dat să scrie în carte, de la versetul 10, când a auzit în ziua Domnului un glas puternic care zicea: eu sunt Alfa și Omega, ce vezi, scrie într-o carte. Și el a scris. În concluzie, în încheiere, voi afirma două adevăruri. Autorii Bibliei, așa cum am văzut, au fost profeți sau apostoli.
ceea ce înseamnă că au primit adevărurile scrise direct din partea lui Dumnezeu. Și asta e foarte important. Că multora li s-a părut că, așa cum zice Pavel în Corinteni 14, sunt inspirați. Dar ei nu s-au întâlnit ca Moise cu Domnul pe munte, nici n-au fost martori ca ucenicii la acele revelații speciale. Că Domnul după înviere nu s-a mai arătat lumii, pe muntele schimbări la față a luat numai pe trei dintre ei și în unii lucrări speciale și descoperiri n-au fost părtași și alții. Scriptura are valoare pentru că autorii au primit cuvântul direct de la Dumnezeu. Nu este imaginația vreunei minți, nu este vreo lucrare elaborată de un conciliu de oameni, de sfatul sau de tradițiile unora, ceilalți autori ai cărților canonice, așa cum i-au amintit preoți, leviți, conducători ai poporului evreu sau asociați sau apostolilor, au realizat scrierilor în conformitate cu descoperirile revelate, inspirat, fapt pentru care și alți autori, alte cărți, sunt în Scriptură, fapt pentru care alte cărți nu sunt în Scriptură. A fost unul din criteriile pentru care unele cărți n-au fost acceptate. Nu erau în concordanță cu celelalte, cu acestea scrise de Moise și de apostoli, primite direct de la Domnul. Și vom vedea în lecțiile viitoare, când vom vorbi despre canonul Vechiului și Noului Testament, pe ce criterii au fost cărți acceptate și altele respinse. Părerile au fost împărțite, unii ar fi vrut ca și alte cărți să facă parte din componența a ceea ce s-a numit mai târziu Noul Testament. Însă toate aceste cărți, scrise în primul rând de cei care le-au primit direct de la Dumnezeu și în al doilea rând de colaboratorii lor, sunt într-o unitate perfectă. Spunea Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, citesc de la versetul 16. În adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-le pe niște basme meșteșugit, alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, martori direcți. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când în slavă minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, adică relația care s-a realizat între revelațiile Noului Testament și tot ce a fost scris până atunci. La care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până ce se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singur, pentru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Așa cum am citit și din 1 Ioan, capitolul 1, primele 4 versete, că ei au pipăit, au văzut și nu se putea pune la îndoială ceea ce ei au spus. Nu degeaba Dumnezeu i-a învrednicit și să se realizeze prin ei semne, atât în cazul lui Moise, cât și a apostolilor. Pentru ca să se știe că ei au fost colaboratori direcți a lui Dumnezeu și să fie demni de crezare. În al doilea rând, dar legat de aceasta, autenticitatea unei scrieri este inseparabilă de calitatea vieții autorului. De aceea Biblia este într-un acord complementar realizat de Duhul Sfânt, care a inspirat pe acești autori umani și a realizat totul după un plan divin de mântuire. Cei ce au scris au fost oameni de Dumnezeu, pentru ca cei ce vor citi și împlini să devină și ei oamenii, copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel este în privința aceasta un exemplu clar, citim din 2 Timotei, capitolul 3, despre autorii Bibliei nu se poate spune, cum e vorba în popor, să faci ce zice popa, dar să nu faci ce face popa. Nu. Oamenii aceștia au fost oameni care au trăit. 2 Timotei 3. Pavel vorbește aici despre unii care, versetul 7, învață, dar n-ajung niciodată la deplină cunoștința adevărului. De ce? Pentru că viața lor nu era curată. Dar apoi scrie de la versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. Și lângă ea, purtarea mea,
hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Faptul că mulți din profeți și apostoli au fost martiri, e o altă dovadă, că oamenii aceștia au știut pentru ce mor. Versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Este foarte important să știi că autorul, transmițătorul acestor adevăruri este unul care trăiește cu Dumnezeu, că este omul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este într-o strictă asociere cu omul lui Dumnezeu. Altfel, își pierde din valoare. Toată Scriptura este sumflată de Dumnezeu cu scopul, versetul 17, omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic. Dar despre aceasta mai pe larg în lecțiile viitoare. Totuși, mai adaug din Filipeni, capitolul 4, în aceeași idee a demnității autorului prin prisma vieții sale, a trăirii sfinte, Filipeni 4, versetul 8 și 9, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Dar asta e teorie. Fiți perfecți, am putea spune. Tot ceea ce e nobil să fie pasiunea voastră, să fiți atrași de ceea ce este sfânt, dar asta să fie doar o teorie, o filozofie utopică. Dar vine versetul următor care îi dă greutate. Și apostolul se pune pe sine lângă învățătura sa. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Țineți cont de ceea ce am spus, cu alte cuvinte, dar voi ați văzut că ce am spus se poate trăi în prezența lui Dumnezeu și va conferi și vouă harul să fiți cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă să prețuim această carte sfântă, având în vedere și autorii ei, oamenii lui Dumnezeu, de-a lungul sutelor de ani, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ca încă pentru alte sute de ani acest cuvânt să aibă valoare și noi să fim mântuiți. Binecuvântat să fie Domnul pentru toți acești bărbați, pentru toți oamenii săi de care s-a folosit de-a lungul istoriei. Amin.